Nu există om care să nu-și dorească să trăiască o viață cât mai lungă, dar sunt puțini cei care și reușesc asta. Dar iată că au apărut sfaturile de aur date de cel mai bătrân doctor din lume pentru a trăi o viață cât mai lungă. Medicul ne vorbește despre cele 6 reguli pe care le are. Cât va trăi un copil născut astăzi? 100 de ani? 120 de ani? Oamenii de știință studiază genele care ar putea însemna o viață lungă pentru noi toți. Există deja foarte mulți oameni care au depășit vârsta de 100 de ani. De fapt, în prezent există atât de multe persoane sănătoase și în vârstă, încât există un nou termen pentru ele, bătrânii sănătoși. Aceștia sunt persoane cu vârstă de peste 80 de ani care nu au boli precum ar fi hipertensiune arterială, boli de inimă sau diabet și care nu au luat niciodată medicamente pentru aceste afecțiuni. În timp ce în trecut oamenii de știință au analizat aspecte precum dieta și stilul de viață pentru a găsi o explicație pentru o viață lungă, în prezent ei investighează genetica. Un cercetător spune, trebuie să existe gene care să explice de ce aceste persoane sunt protejate de procesul de îmbătrânire. Iar unul dintre cei mai bătrâni medici din lume pare să are și secretul. Așadar, astăzi aflăm sfaturile de aur ale celui mai bătrân doctor din lume pentru a trăi o viață cât mai lungă. Howard Tucker, care a împlinit 101 ani pe 10 iulie, a fost recunoscut ca fiind cel mai bătrân medic bărbat din lume care a practicat medicina. Participarea sa la un documentar poate oferi o perspectivă unică asupra adevăratului secret al longevității și al fericirii. În notul, alergarea, drumețiile și schiatul până la 80 de ani l-au menținut puternic și sănătos, spune cel mai bătrân medic din lume. Fericirea sa, mai spune medicul, provine din faptul că are o soție extraordinară și 4 copii, toți absolvenți de facultate și profesioniști, 3 avocați și un medic, mai spune cel mai bătrân medic din lume. Nu am ură față de niciun grup etnic, religie sau rasă, relatează playtech.ro.